Le numim destinații exotice și vorbim despre ele la superlativ. Cei care au reușit să ajungă în astfel de zone confirmă, experiența este unică în viață. Zanzibar, o insulă din largul Tanzaniei, pe coasta de Est Africii. Este locul de unde s-a întors de curând Robert Tujon, un tânăr designer de interior din Oradea. Este pasionat de scufundări și, cel puțin o dată pe an, merge într-un astfel de loc. A fost ademenit de peisajele mirifice, dar cele care i-au rămas întipărite în minte sunt minunile lumii subacvatice. Fiecare trebuie să încerce ca să simtă fiecare. E o altă lume. E superb. Cei care sunt la început de drum în aventura subacvatică participă la un tradițional botez al scufundătorilor începători. Să bea apă de mare dintr-o pereche de ochelari pentru scufundări. Hai să începem botezul și începem cu din dreapta, din stânga sau în stânga dreapta. Arti, tot la punct, la 3. 1, 2, 3 și... Dar Zanzibar nu înseamnă doar scufundări, ci și locuri unice, cu peisaje care îți taie răsuflarea, dar și oameni speciali, cu povești pe care cu greu le uiți. Am întâlnit Masai din Tanzania, care vin pe plajă în Zanzibar. Sunt niște oameni deosebiți. Mi-am făcut niște prieteni că ținem legătura și în ziua de azi. O vacanță de o săptămână în Zanzibar l-a costat pe Robert puțin peste 1200 de euro, cazare, masă și transport. La fel de pasionat de scufundări este și Ovidiu Pop, un fotograf din Oradea. Anul trecut, în timp ce românii tremurau de frig în țară, el a notat alături de rechini în Bahamas. Ca de fiecare dată, aparatul de fotografiat i-a fost martor la aventură. Au apărut vreo 30 de rechini, noi eram, se vede acolo, jur împrejur, și trebuia să stăm nemișcați, fără să întindem mâna, efectiv, să nu avem membrele la vedere. Ei treceau pe lângă tine, se loveau de tine, ni s-a spus să nu-i atingem, pentru că nu cel atins te atacă, ci cel din spate vede un pericol. Pentru cei care vor experiențe ca ale lui Robert și Ovidiu, dar nu au făcut niciodată scufundări, trebuie să știe că se pot înscrie la cursuri care costă 300 de euro. La final primesc un brevet cu care pot face scufundări oriunde în lume. Există și cluburi de scufundări ai căror membri organizează de obicei astfel de excursii exclusiviste. Eu zic că este un sport accesibil pentru orice buget, practic, pentru că se pot face scufundări atât în țară, cât și în străinătate, și în străinătate în Adriatică, în Croația, care este la un pas de noi, poate și mai aproape decât Marea Neagră. La adâncime descoperi lucruri care pe pământ le vezi doar la televizor, faună, floră, o diversitate nemai întâlnită, și este un sport frumos care dezvoltă foarte multe abilități. Dar scufundările nu sunt singurele aturi ale vacanțelor exotice. Lista e lungă și cuprinde peisajele unice, apele limpezi și azurii, vremea bună garantată, mâncarea sofisticată și deloc scumpă și, foarte important, cultura și obiceiurile unor oameni cu care altfel nu poți interacționa. Sunt turiști care spun că și-au schimbat chiar filozofia de viață după o astfel de experiență. Unul dintre ei este un tânăr din Baia Mare care locuiește la Dublin și care acum traversează Asia. Spune că a rămas impresionat de toți cei care i-au ieșit în cale. Securitatea lor,
cum trăiesc, cum nu le trebuie lucruri, cum ne trebuie nouă tot felul de gadget-uri și una alta și sunt foarte fericit. Acum cred că pot să am o carte de povestit la alții când mă întreabă ce m-am schimbat sau ce... Trebuie văzută viața foarte simplă ca să poți să trăiești fericit. Cele mai căutate destinații turistice de către români sunt Bali, Thailanda, Mexic, Caraibe, Maldive și Zanzibar. Tarifele pentru un sejur de 7 nopți încep de la 500 de euro, dar pot ajunge și la 1500-1600 de euro de persoană. Un astfel de pachet include biletul de avion, cazarea în resorturi de 3-4 stele și masa.